Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am citit că fiecare hot dog păpat îți curtează viața cu 36 de minute. Deci te vezi de asta. Cercetători. Am intrat la regim. Da, deci, ca să mai supraviețuiesc. Da. Niște cercetători fără inimă, toată cruzimea au calculat că fiecare hot dog pe care îl mănânci îți ia 36 de minute din viață. Vorba aia, parcare la Ikea sunt plin de muribunzi. Mai dau dintr-un picior așa. Da, asta e. Deci, băi, adevărul că hot dog-ii ăștia, noi le zicem crembuși, dar ei când intră într-o chiflă și li se pun niște smacoline pe deasupra, se cheamă hot dog. Aș mânca și eu un hot dog acum. Dar cel mai nasol e ăla cu curry. Ăla nemțesc. S-a smucat în Germania. Da. Băi, mie nu-mi place deloc ăla cu curry. Este, nemții sunt înnebuniți. Currywurst, currywurst. Frate, este scârbos, dar bine. Eu fiind înnebunit după curry. Adică eu mănânc curry... Prezentarea e deficitară, în primul rând, acolo. Mi-e place ăla cu brânză. Stai că vorbeam de curry, trece la brânză imediat. Să fim organizați. Ăla cu brânză în el. Da. Ăla e un cârnat. Ăla e cârnat, nu mai e hot dog. Deci, te rog frumos, nu... Case, virș, nu știu ce. Dar sunt și cremvuști cu brânză. Sunt niște cremvuști cu brânză. Sunt niște cremvuști cu brânză pe piață. Așa este, am remarcat. De curcan. Aici. Da. Ei. Da. Sunt. Da. Corect. Dar care e cel mai scârbos? Dar să revenim la... Da. Numai o secundă, vă rog. Vă rog. Când am fost în... Când am fost. Germania. Da. La Berlin am fost foarte curios să le mănânc. Atunci când te... Currywurst-ul. După Mercedes. Băi, nene, în altă dată. Și când m-am dus prima oară și am comandat, mi-au pus doi cârnați pe un carton, cum se pun micii la noi. Da. Deci m-au turnat două polonice de... muștar. Muștar și... Nu muștar, ketchup și sos de curry. Sos de curry, da. Așa. Dar băltea toată afacerea, adică era absolut dezagreabilă imaginea. Eu nefiind vreun finuță, adică să ne înțelegem. Bă, dar nu, adică n-au niciun talent. Bine, nemții se știe, ei și englezii sunt analfabeți culinari. Da. Că tot vorbim de... Și la plating n-ai nicio speranță. Și mai există o modă, am constatat-o tot așa într-o excursie zilele, săptămânile trecute, să pună cât mai multe chestii. Asta e modelul american, știi? Adică îți dă un... Vrei un hot dog? Da. Și încep să pună ketchup, muștar, maioneză, niște jalapeno înăuntru, brânză, ăsta, pardon, ceapă prăjită, da, pe deasupra, foarte bun, nu știu ce, da. Și când vii cu mormanul ăla, zici, cum poți să mănânci asta? E că realmente nu ai cum să muști din el. Nu e greu, dar te poți descurca, adică, cred. Îți trebuie un box de șervețele, da, și asta, apă, da, ca să te speli. Cum era odată șaorma. Hrean, știi ce? Ah, ăla cu hrean, hreanul îmi place. Hreanul la hot dog vă place? Auzi, poate... Da. Ha? Poate de asta îți curtează viața? Pentru că te pătezi pe haine și te bate nevasta de te usucă? Nu te usucă, mă. Mă rog. Te zvântă. Da, deci cercetătorii de la Universitatea din Michigan au evaluat că dacă un hot dog îți curtează viața cu 36 de minute, o aripă de pui îți va da înapoi 3 minute și 30 de secunde. Cum ai că îți va da înapoi? Nu știu, e Aleph News. Scrie, deci, practic, asta? La noi, la mall, la Băneasa aici, ăia muribunzi de la Ikea, da, se târâie până la KFC-ul de vis-a-vis. Stai, mă, puțin. Să mai câștige ceva. Se cheamă KFC în Canada? Ulefri, PFK, Ulefri Kentucky. Ah, bravo. Stai un pic. Da, deci o aripă de pui îți dă înapoi, în sensul că îți dă kilometrajul înapoi, câștigi. Da. Asta se înțelege din știrea de la Aleph News. Deci, practic, ai mâncat un hot dog, dacă și după aia bagi 10 te ține aripi. Exact. Și ești tanda pe comanda, bine. Ești pe zero. Și ce să-ți mai zic? Asta e, experții au constatat că medie se pierd 0,45 de minute. Păi ce cercetători ăștia? De ce nu ne facem și noi cercetători de mâncat aripi picante? Ce vreți, băi? Dar cercetăm orice. Aripi picante. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.